Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Interviul săptămânii. Suntem astăzi în studio cu părintele Mihai Budău, vicar episcopal, econom diecezan, dar mai ales părinte, îmi place să zic. Bun venit în studio, părinte. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Haideți să le spunem prietenilor noștri, să fim sinceri și să le mărturisim că ne-am propus această emisiune cu mult timp în urmă, dar responsabilitățile sfinției voastre nu ne-au permis încă să ne întâlnim până astăzi, pentru că știm bine, ați fost manager de proiect pentru reabilitarea și restaurarea catedralei vechi, cum îi spunem noi, Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Iată această bijuterie de care acum ne bucurăm, dar până la această bucurie știm bine că a fost o muncă titanică și încă mai aveți așa câte ceva, că mai vine câte o recepție, o chestie, mai e câte o chestiuță de rezolvat. Dar haideți să ne întoarcem în timp, în momentul în care ați început acest proiect și cum a decurs acesta mai exact. Da, sigur că a fost un proiect destul de important, un proiect care a provocat, un proiect care m-a făcut să mă gândesc oare dacă am capacitatea și posibilitatea fizică și intelectuală și celelalte capacități de a duce la capăt acest proiect. Sigur că această catedrală necesita o restaurare profundă, pentru că mai ales cu tremurul din 1977 a pus-o la grea încercare. Existau fisuri destul de importante la catedrală, existau crăpături și partea de tencuială, să spunem, a fost destul de afectată, pentru că igrasia din biserică a făcut ca tencuiala să cadă de pe pereți. Existau multe probleme și atunci episcopul Gherghel a încercat să găsească o soluție încă dinainte de perioada căderii comunismului. Sigur că în perioada aceea a fost mai greu, pentru că nu existau fonduri, nu existau nici posibilitățile legislative, existau tot felul de restricții, nu s-a putut. După căderea comunismului au apărut premisele pozitive și pentru această lucrare. Din punct de vedere financiar a fost greu, a fost imposibil pentru a putea finaliza și pentru a putea începe această lucrare de restaurare. Și știu că imediat după căderea comunismului, doamna arheolog Cheptea Stelea a încercat să pregătească momentul restaurării, făcând săpături de arheologice în jurul catedralei, unde au fost descoperite o serie de oseminte. Știm că aici a fost un vechi cimitir. În zona catedralei au mai fost și alte biserici în trecut și atunci, sigur că dumneavoastră încerca să facă aceste cercetări arheologice. O a doua etapă, să spunem, că a fost momentul când au început să apară posibilitățile de a atrage fonduri prin Ministerul Culturii și al Cultelor. Numai că fondurile erau foarte mici. În anul 2008, deja, domnul arhitect Ioan Sasu a pregătit un prim proiect pentru restaurarea catedralei și reabilitarea ei și se căutau fonduri. Nu s-a putut identifica o sursă de finanțare. Astfel că în 2016, când s-a deschis posibilitatea la ADR Nord-Est de a accesa fonduri europene, s-a depus acest proiect în 2016. Într-o primă fază, proiectul a fost pus la încercare pentru că ni s-au mai cerut niște studii, niște elemente pe care le-am adus și în 2017 proiectul a fost aprobat. Lucrările au început în anul 2018, în iulie, și mulțumim Domnului, cu ajutorul său și cu mijlocirea Preasfintei Vecioare Maria, căreia este dedicată catedrala, și o protecție și o mijlocire deosebită a episcopului Durcovici, pe data de 15 septembrie anul acesta am reușit să finalizăm lucrările în mare. Vorbim totuși despre foarte mulți ani în care a fost dorință, dar n-a fost putință, cum se zice, nu? Pentru că n-au fost fonduri. Da. Atât de prost se stă la acest capitol în a găsi fonduri, nu știu, la nivel național, de a restaura un astfel de obiectiv, e atât de complicat? Da, din păcate este foarte greu, pentru că una este să construiești o biserică nouă și probabil că dacă s-ar fi construit biserica
de la început ar fi costat la jumătate și alta este să restaurezi, pentru că trebuie să ții cont de toate elementele arhitecturale, de toate elementele istorice, de toate elementele pe care le găsești în biserică și care au o valoare deosebită și acestea trebuie a fost necesar să fie doar restaurate. Nu am putut să le înlocuim. De aceea toate aceste lucrări de restaurare costă foarte mult. De aceea nu se găsesc bani suficienți. Mă transform pentru câteva minute în vocea cârcotașă și vă întreb de ce să restaurăm dacă putem să facem alta nouă? Pentru că sunt convinsă că au fost și voci care au spus acest lucru. Cu siguranță că sunt și astfel de voci, dar noi trebuie să ținem cont de faptul că aceasta este istoria noastră. Și o catedrală vorbește nu numai prin frumusețea ei, vorbește și prin istoria ei, prin trecutul ei, pentru că aici au fost puse rădăcinile credinței noastre. Aici, în această catedrală și în această biserică, s-au semănat germenii viitoarei dieceze, pentru că biserica aceasta a fost zidită inițial în 1789, s-a extins în 1864-1869, deci perioada de extindere, dar a devenit catedrală în 1884. Și în baza cercetărilor arheologice se pare că au existat și alte biserici din piatră pe acest loc, iar pe locul acestor biserici s-a construit actuala catedrală. De aceea, aici e vorba de istorie, aici e vorba de trecut, aici e vorba de strămoșii noștri, aici este vorba de cei care și-au dat viața pentru noi. Și cu ocazia acestor săpături arheologice, noi am identificat acolo mai mult de 90 de schelete. Deci este clar că au fost credincioși care și-au jertfit viața înaintea noastră. Acest trecut nu poate fi negat, nu poate fi ras cu buldozerul și să facem noi ceva nou. Nu, noi nu suntem acum decât continuatorii celor care au început și pregătim terenul pentru cei care vor veni. Deci nu, lumea nu începe cu noi și nu se sfârșește cu noi. Noi suntem doar o verigă în lanțul acesta al istoriei. Eram în anul 2018, dacă am reținut bine, când ați zis că s-a identificat sursa de finanțare, nu? Proiect da. Prin ADR Nord-Est, fonduri europene, se reabilitează catedrala. Rezolvată teoretic o problemă, da. Dar sunt convinsă că au fost și altele. Care au mai fost piedicile pe care le-ați întâmpinat sau acele suișuri care știu că sunt extrem de grele în derularea unui proiect? Da, sigur că sunt problemele legate de birocrație, pentru că sunt o serie întreagă de autorizații. Ai nevoie de tot felul de avize de la diferite instituții, ai nevoie de tot felul de aprobări. Apoi, să zicem că a urmat etapa cealaltă a găsirii specialiștilor, tot felul de licitații, pentru că trebuie să găsești specialiștii cei mai buni pentru a putea lucra și pentru a scoate o lucrare de calitate. De aceea a trebuit să selectăm și am avut o lucrare și o activitate destul de intensă pentru a identifica cei mai buni specialiști pentru a putea duce la îndeplinire misiunea pe care noi ne-am propus-o. Da, și în rest au fost perioadele, eu știu, de întârziere datorate pandemiei, pentru că pandemia ne-a pus și pe noi la încercare, nu s-a putut lucra așa cum s-a dorit. Apoi au fost lucrările de cercetare arheologică, pentru că orice element pe care un arheolog îl găsește în incinta catedralei sau în incinta obiectivului monument, pentru că catedrala este un monument, da, orice astfel de element duce după sine, eu știu, o perioadă de lung pentru cercetarea acelor elemente. Deci acestea au fost niște, să spun, niște piedici pe care le-am trecut. Sigur, nu au fost piedici insurmontabile și nu au fost piedici care să ne facă să ne poticnim. În proiectul inițial sau în prima versiune pe care ați gândit-o pentru reabilitarea catedralei, e adevărat că nu era inclusă partea de subsol, a fi în felul în care este acum, la final? Sigur că catedrala nu a avut un subsol. Au fost niște cripte unde au fost înmormântați ierarhi, episcopi, preoți, mai însemnați ai catedralei, dar nu a fost o criptă sau un subsol funcțional unde să poți să te plimbi și să poți să vizitezi mormintele, nu. De aceea, nu cred că s-a pus problema inițial să se realizeze acest subsol. Numai că domnul arhitect Sasu, Ioan, a avut, să spunem,
un moment în acesta de o revelație. Dar dacă va veni un moment când se vor descoperi osemintele episcopului Durcovici, ale episcopului Martir, unde așezăm aceste elemente? Și atunci s-a pus problema să se construiască această criptă unde să fie repuse aceste oseminte ale episcopilor și ale preoților și să se creeze un spațiu special pentru episcopul Martir Durcovici. Și așa a apărut acest subsol. Dacă e să vorbim despre preferințe și colțuri din această catedrală care vă sunt undeva foarte, foarte aproape de suflet, care ar fi locul acela care vă e cel mai drag? Toată catedrala mi este foarte dragă pentru că am bătut-o pas la pas, am bătut-o centimetru cu, da, am visat-o și noaptea și mi-a fost foarte dragă. Pentru mine a fost o provocare deosebită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut acest privilegiu de a mă implica în această operă. Toată catedrala așadar mi este dragă, dar este un colț acolo care mi este foarte drag, este colțul destinat episcopului Anton Durcovici. Și vreau să spun că au fost, pentru că tot pomeneați la început, de anumite piedici. În momentele când întrezăream că ar putea să existe o anumită piedică, venea momentul speranței și al încrederii. Făceam o rugăciune sau o liturghie către episcopul Anton Durcovici și parcă se deschideau porțile, parcă se deschideau ferestrele, se deblocau lucrurile. De aceea, pentru mine, episcopul Anton Durcovici are un rol aparte, are un rol deosebit, de aceea are și un loc central acolo și locul acela mi-este foarte, foarte drag. Pentru că știu că m-a ajutat foarte mult, nu pe mine, și pe mine, dar a ajutat la finalizarea lucrărilor acestei catedrale. De aceea, cred că pe lângă toți ceilalți care au lucrat la catedrală, un rol important l-a avut și episcopul Durcovici. Am simțit cum din spate parcă vine și ne împinge să putem finaliza, să se găsească soluțiile cele mai bune, să se găsească persoanele cele mai bune pentru a putea da pentru biserică, pentru Dumnezeu o casă demnă, un lăcaș demn. Care este mesajul Sfinției voastre pentru credincioșii diecezii sau pentru toți cei care vin să vadă, să admire această catedrală? Mesajul în sensul de a-i acorda acestei catedrale locul bine meritat în sufletul fiecărui credincios. Pentru că am acea gândire că degeaba un om muncește, se dedică, face, dacă apoi cei care vin după nu valorifică și nu conservă, nu au grijă de ceea ce au primit ca moștenire la un moment dat. Este, cred că, o datorie, este o moștenire, așa cum spuneați, moștenirea de credință pe care noi am primit-o de la înaintașii noștri. Mesajul pentru credincioșii care ne privesc, pentru credincioșii care vor veni și vor vedea această catedrală, este un mesaj de speranță, în orice circumstanță. Aceste lucrări mi-au dat posibilitatea de a reflecta la probleme foarte importante ale vieții. Pentru că privind acele oase pe care le descopeream în fiecare zi cu ocazia săpăturilor arheologice, inevitabil nu puteai decât să stai și să reflectezi la trecutul pe care l-au avut acele persoane. Sigur, persoane foarte importante, ierarhi sau preoți foarte importanți, poate credincioși, cu un rang foarte important, care au fost înmormântați acolo și au avut ceva de spus în istoria acestei biserici. Au trecut, dar ne-au lăsat ceva. Acele oase ne vorbesc despre credința lor, ne vorbesc despre viața lor, e o mărturie de credință. Nu sunt oase fără valoare. Nu sunt niște oase, care trebuie să le aruncăm, să le punem într-un colț. Nu sunt niște oase pe care noi trebuie să le venerăm, pentru că printre aceste oase sunt cu siguranță și oase ale sfinților. Sunt oase ale celor care, prin viața lor, prin trăirea lor de zi cu zi a credinței, ne-au transmis mai departe ceva, un mesaj. Dacă noi suntem astăzi unde suntem și dacă dieceza de Iași este atât de înfloritoare, cu siguranță că lacrimile, suferințele, jertfele acestor înaintași au avut un rol foarte important. De aceea, eu zic că catedrala aceasta, tot ceea ce este acolo, toate ne vorbesc despre speranță. În orice circunstanță ne-am afla, în orice situație am fi, trebuie să avem speranță. Pentru că noi ne facem datoria, ne îndeplinim misiunea, dar nu suntem singuri. Suntem împreună cu înaintașii noștri, suntem împreună cu Dumnezeu, este Cel care ne conduce pașii, Cel care ne conduce istoria personală și a comunității în care ne aflăm. Iată, urmașilor noștri li s-au cerut lacrimi și jertfe pentru, nu? Pentru credință, pentru ceea ce au trăit. Noi suntem oarecum norocoși pentru că nu trebuie să trecem prin așa ceva și totuși suntem invitați să ne trăim credința și să lăsăm ceva în urma noastră. Ce face creștinul de astăzi, Părinte Mihai, astfel încât
să rămână într-o istorie, într-o istorie măcar ca un număr acolo sau ca un creștin bun care a făcut ca această dieceză să meargă mai departe. Ce suntem chemați noi să facem astăzi? Eu cred că fiecare dintre noi, așa cum ne spune și Sfântul Apostol Paul, facem parte din marele mădular al bisericii și fiecare dintre noi are un rol important în acest mădular. Noi nu putem să spunem că nasul este mai puțin important decât gura sau decât ochii sau decât inima sau decât urechile sau mâna mai puțin importantă decât, eu știu, decât alte organe din corpul nostru, nu? Toate au un rol. De aceea fiecare creștin în biserică are un rol și fiecare creștin trebuie să-și îndeplinească rolul pe care l-a primit prin botez. Noi, așa cum știm, prin botez suntem preoți, profeți și împărați. Este preoția comună pe care am primit-o. De aceea avem rolul, avem misiunea de îndeplinit în cadrul acestei biserici. Nu putem să spunem că stăm undeva izolați, nu ne interesează, trebuie să-și facă ceilalți datoria, iar noi stăm și privim. Nu, trebuie să ne implicăm activ. Plecând de la viața de credință, plecând de la rugăciune, plecând de la faptele bune, plecând de la, eu știu, celelalte atitudini pe care trebuie să le avem față de cei din jurul nostru, faptele de caritate, toate acestea au o valoare, au un rol, au un scop pentru noi. Și astfel noi ne împlinim rolul și misiunea noastră. Vorbeați despre istorie. Nu cred că este important să, ca numele nostru să fie undeva scris în istorie. Probabil că unii dintre noi sau conducătorii noștri vor fi trecuți în istorie, pentru că așa este normal, sunt niște repere ale istoriei. Dar noi toți suntem parte din istorie și ceea ce este important, facem parte din istoria lui Dumnezeu. În inima lui Dumnezeu suntem scriși fiecare dintre noi și suntem persoane importante în fața lui Dumnezeu, persoane individuale importante. De aceea Dumnezeu are un plan, un scop cu fiecare dintre noi și ceea ce este important să conștientizăm acest scop pe care Dumnezeu îl are, să îl îndeplinim și să îl facem cumva rodnic. Dacă e să vorbim de scopul pe care îl are fiecare, pe lângă scopul de a coordona acest proiect de reabilitare al catedralei, știu că din 2008 sunteți director al Spitalului din Barticești. Iată, un alt scop și o altă misiune foarte complexă, o văd eu. Da. Haideți să le spunem celor care ne urmăresc ce este mai exact la spitalul sau spitalul din Barticești. Spitalul din Barticești este un semn al providenței, este un semn al milostivirii lui Dumnezeu. Practic nu este un spital în adevăratul sens al cuvântului. Lumea îl numește Spitalul din Barticești. Este un centru medical, un poliambulator, așa, unde sunt mai multe specialități. Acest centru s-a născut cu mulți ani în urmă. Dacă ar fi să avem un certificat de naștere, trebuie să mergem în anii 70. În 1970, părintele Rotaru, Mihai Rotaru, care era paroh la Barticești, era un preot foarte dedicat, un preot foarte implicat și în activitățile sociale și mai ales în perioada aceea, știm că natalitatea era destul de ridicată. Femeile erau tratate însă prost. La spitalele de stat știm că erau considerate și erau niște expresii urâte la adresa lor, chiar cățele, iepuroace și așa mai departe. Ei, în acest context, părintele Mihai Rotaru a dorit să dea posibilitatea femeilor de a naște decent și a dorit să facă o casă de nașteri, o sală de nașteri. Comuniștii au dat posibilitatea să adune materiale, ba chiar l-au încurajat, i-au oferit posibilitatea să facă demersurile necesare pentru a obține autorizația, pentru că voiau să-și bată joc de el. Părintele s-a implicat, părintele Mihai Rotaru. Ei, în momentul în care a încercat să ducă la îndeplinire acest deziderat, a fost blocat. El nu s-a lăsat, a dorit să meargă mai departe. Sigur că a urmat o perioadă lungă de persecuție, a fost chemat în beciurile securității la Piatra Neamț, a fost bătut foarte mult și se pare că moartea i s-a tras tocmai de aici. Ei, în amintirea, să spunem, dorind să ducă mai departe această imagine și această idee a părintelui Rotaru, părintele a lui Sfechet, care la vremea respectivă, în 1990, se afla la Bad Doicea-Altâmburg, localitatea natală a episcopului nostru martir Anton Durcovici, a dorit să aducă un omagiu părintelui Rotaru și a început să strângă materiale, să-i convace pe prieteni pentru a aduce la îndeplinire acest centru, această casă de naștere. Și sigur că veneau gândită foarte multe... Gândită acum tot ca o casă de naștere? Nu. Ca un centru gândită medical. Gândită ca un centru medical. Dar pentru că veneau foarte multe ajutoare, existau foarte multe resurse, s-a construit o detamai clădire.
acea clădire care semăna cu un spital și de aceea lumea din zona Romanului l-a numit acel centru Spitalul din Barticești. A fost doar o policlinică. Așa s-a primit și autorizația de policlinică cu foarte multe specialități și sigur că continuă să se dezvolte din cu medici, asistente și exact, și personal, personal calificat. Exact. Avem aproape toate specialitățile sigur policlinice, nu? A specialitățile de ambulatoriu unde credincioșii, sau nu numai credincioșii, unde toți oamenii pot veni și pot beneficia de serviciile. Din ce zone sunt oamenii care vin la Spitalul Barticești? Bănuiesc că nu e doar zona Barticești-Roman. Nu, vin din zona Bacăului, vin din zona Sucevei, am avut din zona Brașovului, chiar și din zona Bucureștiului. De ce? Pentru că din 2008, de când am preluat eu activitatea acolo, am încercat să dezvolt centrul și am creat posibilitatea și unor tratamente de recuperare. Astfel am prelungit clădirea, am făcut o piscină cu apă sărată și este aparatură specială pentru partea de recuperare și posibilitatea de cazare și cei care vin pot să facă și recuperare. Astfel că vin mulți și din zona Iașiului, deci din mai multe zone vin și beneficiază de aceste servicii de recuperare și apoi sunt celelalte activități conexe, sunt celelalte specialități conexe, cardiologie, interne, gastroenterologie, ginecologie, pediatrie și așa mai departe. Dacă este să vorbim despre costuri, care sunt acestea sau se lucrează cu casa de asigurări, care e regimul în care da, se oferă lucrăm, serviciile medicale? Lucrăm cu casa de asigurări pentru că fără acest aport al fondurilor casei de asigurări de sănătate nu am putea supraviețui. Noi nu putem să mergem numai pe bază de donații pentru că mai ales astăzi oamenii sunt destul de săraci și nu cred că au posibilitatea de a-și plăti consultațiile la prețul real. Atunci casa de asigurări vine și ne oferă o compensare sau cel puțin în limita fondurilor alocate, noi putem să realizăm servicii medicale. Aici vorbesc de analize medicale, radiologie, recuperare medicală și alte specialități. Suplimentar, cei care vin pacienții, sigur, plătesc acolo unde nu mai există fonduri sau când nu mai există posibilități, își plătesc consultațiile. Dar am încercat să facem un pachet care să nu ne aducă beneficii, doar să putem supraviețui, adică să putem dezvolta, să putem acoperi. Pentru că ceea ce vrem noi să facem și plusul pe care noi vrem să-l aducem în zonă este să oferim oamenilor din zona Romanului, din zona noastră, să oferim posibilitatea de a avea acces la servicii medicale de calitate. Eu cred că și acest lucru este un gest de caritate față de ei, pentru că nu este ușor să aduci medici de la Iași, de la Bacău, de la Piatra Neamț să vină să facă 2 ore pe drum, să stea să fie la dispoziția lor acolo. Sunt profesori în domeniul medical, deci păi asta am și vrut să vă întreb, pe o piață sufocată de farmacii și servicii medicale la toate colțurile, pentru că dacă e să ne uităm peste tot, sunt clinici și tot felul de spații în care se oferă servicii medicale, cu ce vine spitalul din Barticești, așa cum îi spune lumea? Da, noi încercăm să îmbinăm partea aceasta medicală cu partea umană. Sigur că poate nu totdeauna reușim, dar pe lângă activitățile medicale pe care noi le desfășurăm acolo, încercăm să transmitem omului care vine acolo speranță. De aceea se cheamă și Speranța Bolnavului, fundația sub patronajul căreia se desfășoară activitatea acolo. Speranța Bolnavului. Adică ne străduim să putem transmite un mesaj de încredere, un mesaj de curaj, de speranță, pentru că nimeni nu vine acolo de bunăvoie, nimeni nu vine acolo, știu, pentru că se simte bine. Cei care vin acolo vin pentru că au probleme. Și intrând acolo, încercăm, ne străduim să le facem ziua mai frumoasă, sau măcar un zâmbet, sau măcar un cuvânt bun. Toate aceste lucruri pot ajuta. Pe lângă medicamentele pe care le primesc, să știți că un aport foarte important în reabilitarea și în vindecarea unui pacient contează foarte mult omul. Interacțiunea cu omul, cu medicul, cu asistenta medicală, cu personalul auxiliar. Un cuvânt bun, un zâmbet te ajută uneori mult mai mult decât un medicament. Părinte, atât de frumos s-au legat lucrurile în viața Sfinției voastre până acum, pentru că îmi dau seama că înainte de a prelua acest spital, ați fost director la Caritas. Iată, v-ați ocupat de partea aceasta a carității și apoi ați completat-o cu partea de spital. Nu mai zic că după a venit și catedrala. Întorcându-ne în perioada în care ați fost director Caritas. Ați fost numit în anul 2002. Director adjunct, da, la centrul diecezan Caritas, da.
Toate în viața au un scop și toate se leagă pentru că așa le vrea Dumnezeu. Nu știm pentru ce ne pregătește Dumnezeu în această viață și Dumnezeu ne deschide pașii sau ne arată drumul puțin câte puțin în fiecare zi. Noi nu știm ce ne pregătește Dumnezeu și nu știm pentru ce ne pregătește. De aceea, sigur că am avut și această posibilitate, acest privilegiu de a mă implica în activitățile caritative ale Centrului Diecezan Caritas. Cum a fost această experiență pentru Sfinția voastră? Pentru că din afară par așa o lume destul de dură, în care, în calitate de director, trebuie să fii acolo, trebuie să o simți, să iei acest puls și e greu să te detașezi de el, pentru că știm bine că oamenii care fac lucrurile cu suflet le poartă mereu cu ei. Da, inevitabil, trebuie să porți povara acestor preocupări, dar nu trebuie să o arăți celorlalți. Adică trebuie să o împărtășești cu tine și cu Dumnezeu, trebuie să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu. Sigur, a fost o perioadă extraordinară, pentru că au fost provocări extraordinare în acea perioadă cât am fost eu. Sigur că activitatea Caritasului merge mai departe și se desfășoară, sigur, într-un mod excepțional și acum și se tot dezvoltă. Dar în acea perioadă, pentru că eram cumva la început, împreună cu Părintele Egidiu, proiectele erau cumva la început, era o provocare pentru fiecare dintre noi. Au început să apară proiectele pentru persoane cu dizabilități, au început să apară proiecte pentru persoane sărace, pentru studenți săraci. Fiecare zi era o provocare. Și practic era la începutul perioadei în care aceste servicii se dezvoltau în România. Mod, exact, exact. Pentru că nu aveați experiența altor directori care au trecut prin așa ceva, nu? Era, nu practic, ați luat totul de la capăt. Da, da, sigur că a fost Părintele Peterc, Vladimir, care a pus bazile caritasului. Dar s-a schimbat contextul. S-a schimbat contextul, exact. Au început să apară cristalizat proiectele acestea sociale, au început să apară tot felul de idei, de a ne implica și, sigur, a fost o formă organizată de a lucra, de a împărți caritatea în biserică, împreună cu ceilalți și într-un mod organizat. A fost o provocare, ziceam, și din perioada aceea mi-au rămas foarte multe amintiri plăcute, amintiri care mă însoțesc și astăzi, dar au rămas și amintiri care m-au marcat. Cum ar fi? Ne cum ar fi? Povesti? De exemplu, la un moment dat, împreună cu Părintele Egidiu, am hotărât ca o dată pe zi, deci o zi pe săptămână, să avem ori eu, ori Părintele Egidiu, să avem un centru, la centru Te Ascult, să stăm și să așteptăm să vedem, să întâlnim persoanele care vin să ne ceară ajutor. Audiențe, da, de fapt, da. Nu? Și la un moment dat vine un tânăr, cred că era undeva la vreo 28-30 de ani și a început să povestească istoria vieții lui. Cred că a stat 2 ore. Eu, în timp ce el vorbea, încercam să gândesc soluții, cum îl pot ajuta. Rămăsese fără casă, rămăsese fără familie, cu diferite probleme, abandonat, singur și așa mai departe. Și tot mă chinuiam să găsesc o soluție. Mă așteptam ca la finalul discuției să vină să-mi spună, da, am nevoie de așa ceva, am nevoie de casă, am nevoie de un loc de muncă, am nevoie de altceva. Însă, după ce a terminat, am văzut că mi-a spus mulțumesc. Bun, și cum te pot ajuta? Nu, m-ați ajutat. Aveam nevoie de cineva care să mă asculte. Deci eu 2 ore m-am chinuit și m-am tot învârtit cum aș putea să-l ascult, cum aș putea să-l ajut. Să-i ofer o soluție practică, când de fapt el avea nevoie de cineva care pur și simplu să-l asculte. Doar să se descarce, să-și povestească istoria vieții lui. Acest lucru m-a marcat, aș putea să spun. Este imaginea tinerilor de astăzi care au nevoie de persoane care să asculte. Iar preotul și cei care sunt angrenați în activitățile bisericii au datoria de a asculta. Poate de multe ori noi nu suntem conștienți de importanța acestui gest, de a asculta. Noi suntem obișnuiți mai mult cu a face, a ne implica, a da, dar nu de a asculta. Ori cred că este una dintre valorile cele mai mari pe care una dintre virtuțile cele mai mari pe care preotul sau cel care este implicat în activitatea bisericii trebuie să le aibă. Să asculte, capacitatea de a asculta. Și Dumnezeu ascultă în tabernacolele noastre și de pe cruce. Dumnezeu acest lucru îl face, stă și ne ascultă. Și acest lucru trebuie să-l facem și noi. Să ascultăm ca apoi să putem să facem ceva. Deci nu doar preotul, ci și noi, fiecare dintre noi, acolo unde suntem, să facem aceste gesturi de caritate, nu? Cred că este o datorie
o datorie, face parte din formarea noastră și trebuie să facă parte din formarea noastră umană, să știm să ascultăm. Noi de prea multe ori vorbim, venim cu răspunsurile, înainte de a afla întrebările. De multe ori facem așa, procedăm așa, venim cu soluțiile înainte de a vedea care sunt problemele. Ei, cred că este greșit și cred că trebuie să ne schimbăm optica. Eu vorbesc de mine personal. Cred că trebuie să lucrez la acest lucru, să ascult mai mult, să ascult pe cel care are nevoie. Contează foarte mult să știm să ascultăm. Felul acesta în care priviți viața, părinte, l-ați avut întotdeauna? Adică mă gândesc la tânărul Mihai, care a crescut și s-a născut în Galbeni, nu? Și s-a dezvoltat, a trecut ușor, ușor prin viață și a devenit ceea ce este astăzi. Dar cum era privind în urmă și dacă se poate chiar critic un pic, priviți-l pe tânărul Mihai, nu știu, la 15 ani, cum vedea viața și ce așteptări avea atunci? Am fost un copil foarte energic și, din păcate, trebuie să spun că am provocat de multe ori suferință părinților, pentru că eram un copil neastâmpărat, ca orice alt copil, cu tot felul de probleme, cu tot felul de, de porniri, da, agitat. Și cred că acest lucru m-a ajutat. M-a ajutat pentru că a creat în mine așa o presiune, o efervescență. Dar de cealaltă parte am avut și privilegiul de a crește aproape de biserică. Bunica mea locuia la 50 de metri de biserică și am crescut, foarte multe zile am petrecut la bunica. Acest lucru mi-a dat posibilitatea să stau în acest ambient al bisericii. Nu concepeam o zi fără Sfânta Liturghie. Nu concepeam ca duminica să nu particip la toate Sfintele Liturghii. Sigur, eu mergeam în paralel pentru că aveam această activitate sau această viață de credință potrivită vârstei mele. În același timp aveam preocupările mele și problemele mele și energia pe care o acumulam în mine. Ei, eram un copil destul de șugubăț, așa cum spuneam, și un copil destul de, de agitat, dar odată cu trecerea anilor am început să mai cristalizez puțin aceste probleme și mai ales intrarea la seminar mi-a dat posibilitatea de a structura puțin valorile și importanța lucrurilor în viața mea și să încerc să-mi canalizez energiile spre ceea ce este important și valoros în viață. Deși nu se face acest lucru, haideți să facem o comparație între Sfinția voastră, fratele și sora dumneavoastră. Care era cel mai șugubăt sau care a fost cel care i-a necăjit cel mai mult pe părinți? Cu siguranță că fiind cel mai mare, eu dădeam tonul la toate aceste probleme și este normal. Este normal că eu să le fi dat cele mai multe probleme părinților. Dar probabil și surpriza părinților a fost mare atunci când au văzut că ați ales acest drum al preoției. Șugubățul casei, iată, vrea să se liniștească, să devină preot. Eu nu știu cât își închipuiau ei că voi ajunge la seminar, pentru că ori eram prin copaci, ori eram pe casă, ori eram la pescuit. Și... Păi și erați pe casă sau în copac când v-a venit ideea de a fi preot? Sigur că de multe ori și de acolo de pe casă mă gândeam și la acest lucru. Sau mergând la pescuit, pentru că am crescut pe malul Siretului, aici, într-adevăr, le-am dat multe emoții părinților, de multe ori fugeam de acasă și mergeam ori la scăldat, ori la pescuit. Dar această vocație sau acest dar al preoției, eu cred că l-am primit din partea lui Dumnezeu în mod treptat, încă de mic copil, pentru că am fost ministrant de mic copil, așa cum spuneam, am crescut la umbra bisericii și eu nu mi-am închipuit viața decât în modul acesta. Poate că într-un mod tainic, într-un mod misterios la început, nu știam exact dacă Dumnezeu acest lucru l-așteaptă de la mine sau nu, dar se înfiripa și creștea în fiecare zi acest sentiment al vocației la viața la preoție. Sigur, probabil că pentru unii a fost o surpriză, pentru alții a fost o confirmare a așteptărilor, nu știu. Mi-închipui că profesorii pe care i-ați avut, nu, în Galbeni, știindu-vă că sunteți tipul acela neliniștit, auzind că ați ales acest drum, au fost destul de surprinși. Mi-aduc aminte de profesoara mea de română, care în momentul în care mi-a întrebat voi ce vreți să faceți și eu i-am zis că da, eu vreau să mă fac preot. Tu preot? Da, eu preot. După ce am dat examenul la seminar și a aflat că am ajuns la seminar, am fost acceptat, m-a luat, m-a îmbrățișat, m-a strâns și atât mi-a spus, mult succes în viață, să știi că ai să poți să faci mult bine. Dar n-am înțeles prea mult ce a vrut să-mi spun atunci.
Vedeți, cred că sunt anumiți oameni pe care îi întâlnim în viață care văd dincolo de o neliniște, de o... și am auzit multe cazuri, profesori care, uitându-se la elevi, nu văd doar partea aceea că e neliniștit, că nu are... De multe ori, după o neliniște, se ascunde o profunzime greu de egalat. Este și Dumnezeu, cred că Sfinția voastră ați dovedit acest lucru, pentru că, iată, ați intrat la seminar și ați urmat această cale. Au fost momente în care v-ați dorit să fiți altceva, pentru că știm, copiii mai ales se visează în diverse meserii. Ați visat direct preot? Eu... În afară de, bănuiesc că ați vrut să fiți pescar, dacă pescar, sigur, că am fost pescar și oameni, îmi place, nu? Să pescuiesc și acum, numai când mai am timp. Dar eu nu mi-am dorit altceva, pentru că am spus, la început s-a înfiripat acest gând. Și cred că un rol foarte important în ceea ce privește vocația mea, pe lângă rolul părinților, l-a avut bunica mea maternă. S-a rugat foarte mult pentru aceasta și am crescut la ea. Mi-a pus rozarul deseori în mână. Am stat în genunchi împreună cu ea, o vedeam rugându-se. De aceea, acest dar al preoției, cred că l-am primit, eu știu, într-un mod atât de misterios și a venit ca un lucru firesc. Nu cred că am pus problema, nu cred că mi-am pus problema nici în timpul anilor de seminar și nici altă dată dacă ar fi trebuit să devin altceva. Sigur că au fost momente de întrebare, sunt momente inerente în viața fiecărui tânăr. Dacă este drumul pe care este drumul corect pe care merg, dacă fac bine ceea ce fac, dar sigur mereu am avut în față această bornă. Această bornă preoție. Și-a urmat sfințirea în anul 1998 și o activitate prin parohiile Tămășeni, Piatra Neamț Sfânta Tereza și apoi director la Caritas Roman. Da, exact. Aceasta a fost activitatea pastorală pe care ați avut-o. Părinte, îmi închipui că ați cunoscut foarte mulți oameni de-a lungul locurilor pe unde ați fost, în funcțiile pe care le-ați ocupat. Și sunt oameni cu care... păstrați și acum legătura. Și știu acest lucru. Cu siguranță. Spuneți-mi, ce face ca un om să rămână în inima și în mintea dumneavoastră? Care sunt acele teste nestabilite pe care oamenii le trec pentru a rămâne de-a lungul vieții împreună cu dumneavoastră? Cred că sinceritatea. Sinceritatea este cea care face să mă apropii de cineva. Sinceritatea nu înseamnă neapărat totdeauna, eu știu, să fim, din punct de vedere, eu știu, al regulilor, să fim foarte corecți. Dar chiar și atunci când cineva greșește, dacă este sincer, îl apreciez foarte mult. Chiar și atunci când cineva poate te lovește, dar vine și în mod sincer recunoaște acest lucru. Sigur, nu poți decât să-l apreciezi și creează o legătură, un atașament, o prietenie care nu poate fi distrusă de ani. Și cred că sinceritatea este elementul care trebuie să ne caracterizeze pe noi în viața de prietenie și în relația cu Dumnezeu. Trebuie să fim sinceri, adică să fim exact ceea ce suntem. Trebuie să fim conștienți de limitele noastre și de capacitățile pe care le avem. Trebuie să fim conștienți de, eu știu, de greșelile pe care le avem, dar să mergem mai departe. Așa se poate construi. Dacă ești sincer, ești deschis, toate pot fi depășite în viață. Și dacă e să vorbim despre aceste persoane, care sunt oamenii sinceri care v-au fost și vă sunt și acum alături? Sunt multe persoane. Nu aș vrea să ierarhizez sau să dau o listă, dar sunt foarte multe persoane pe care le am în sufletul meu, în inima mea. Sigur, sunt episcopii pe care îi am, dar sunt o parte dintre preoții pe care noi îi avem, nu? Și cu care colaborez foarte bine. Sunt foarte mulți credincioși, mulți colaboratori. Nu, sunt multe persoane pe care le am, eu știu, foarte apropiate, dar nu aș vrea să ierarhizez, pentru că nu este corect. Dacă este să vorbim despre viitor și despre sinceritate, pentru că ați vorbit despre sinceritate, ce-și dorește Părintele Mihai pentru viitor? Pentru că am văzut, ați fost la Caritas, ați avut și o scurtă perioadă de activitate pastorală, dar ați fost în zona de caritate, v-ați ocupat și vă ocupați de spital, v-ați ocupat de catedrală. Ce vă doriți, Părinte, pentru viitor? Ce v-ar aduce... Sigur că fericirea. Prima parohie pe care am avut-o, parohia de la Tămășeni, mi-a dat posibilitatea de a gusta puțin și din legătura aceasta, din misiunea pastorală a preotului. Mi-am dat seama ulterior că
pastorația presupune mult mai mult și activitățile sociale și caritative și medicale și așa mai departe. Ceea ce mi-aș dori eu, e un lucru foarte, foarte mult, mi-aș dori pentru mine să pot să împlinesc în fiecare zi voința lui Dumnezeu. Asta mi-aș dori. Pentru că fiecare zi este o provocare. Eu poate îmi doresc un lucru pe care Dumnezeu nu-l vrea de la mine. Sigur că este orgoliul fiecăruia dintre noi, este dorința noastră de a face, de a ne implica, de a face acolo. Nu. Eu cred că dacă am capacitatea și dacă Dumnezeu îmi dă posibilitatea de a împlini voința Lui în fiecare zi, este lucrul pe care mi l-aș dori și mi-ar aduce liniște, m-ar împlini. Să pot să fac voia Lui. Și dacă ar fi în acest moment să puteți fi oriunde în lumea aceasta pentru, nu știu, o zi, două sau trei în care să vă rupeți de absolut toate sarcinile și responsabilitățile pe care le aveți, unde v-ați dori să fiți? La Nazaret. La Nazaret? De ce acolo? La Nazaret este locul unde a început totul, istoria mântuirii. Este acea bazilică a Bunei Vestiri. Am fost deseori la Nazaret, pentru că în tinerețe aveam posibilitatea să mai organizez și pelerinaje. În tinerețe, părinte. Da, sigur că trec ani, părul a început să mai înălbească, nu? Dar ori de câte ori am avut posibilitatea să merg în Țara Sfântă, în pelerinaj, am simțit la Nazaret ceva deosebit acolo, și din punct de vedere al credinței, și din punct de vedere energetic. Acolo a început totul, prin acel da al Mariei. Acolo m-am simțit cel mai bine. Și acolo cred că m-aș întoarce ori de câte ori aș avea posibilitatea. În genunchi, în fața acelei grote, acolo am simțit liniștea totală, să zicem. Pe lângă toate responsabilitățile pe care le aveți, putem vorbi încă și de pasiuni și plăceri în viața dumneavoastră, la modul, ați zis că de pescuit nu mai aveți timp. Vă place să citiți o carte, să faceți sport? Care sunt pasiunile? Sigur că îmi place și să citesc, dar mi-ar plăcea foarte mult să călătoresc. Îmi place să văd natura. Îmi place foarte mult să stau în mijlocul naturii. Eu știu, în pădure, dacă ar fi posibil, sau pe marginea unui râu curgător. Și când aveam posibilitatea să merg pe malul apei, puteam să petrec 3-4 zile acolo, pe malul apei, pentru că acest lucru mă deconecta. Să stau în natură. Cred că este elementul care mă liniștește și mă reconfortează, mă încarcă. Și pentru că încă sunteți tânăr și în putere, spun eu, și combat ceea ce ați zis mai înainte, haideți să ni-l închipuim pe Părintele Mihai, undeva la vârsta 70+. Ce va face atunci Părintele Mihai? Cum vă închipuiți pensia, nu? Că e pensie deja, da, atunci. Dacă nu voi fi într-o garsonieră undeva la subsol, pentru că nu știm niciodată care este planul lui Dumnezeu, eu nu mă închipui, cel puțin privind acum, nu mă închipui ca fiind o persoană care să se închidă în casă și să stea și să aștepte să vină pensia. Îmi doresc foarte mult să interacționez, să fiu în mijlocul oamenilor, să pot să fac ceva pentru oameni, să pot să am o activitate. Deci eu nu mi închipui ca o zi nu știu, să fie trecută fără să fac ceva. Trebuie să mă implic să fac ceva. Poate este un activism acesta și nu cred că este totdeauna cel mai potrivit, dar mi-ar plăcea să pot să fiu util celorlalți. Nu știu în ce mod. Uneori poate și suferința, uneori poate și implicarea în viața socială. Nu știm ce ne rezervă și ce ne așteaptă din partea lui Dumnezeu, dar mi-ar plăcea să fiu așa cum Dumnezeu vrea, să fiu activ. Și pentru că știu că sunteți activ și astăzi și după această emisiune aveți alte responsabilități, slavă care vă așteaptă, Domnule. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, timpul s-a scurs extrem de repede. Mă bucur că am reușit să stau de vorbă cu Sfinția voastră și să ne împărtășiți o mică parte din experiența și din provocările de care ați avut parte de-a lungul vieții. Cu mult drag, vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, rămâneți cu RCS FM. Interviul săptămânii la RCIS FM.